pentru bara de jos avem nevoie doar de o linie, într-adevăr mai groasă și gri față de celelalte negre pe care le-am făcut până acum, și, și o casetă de text cu textul pe care îl avem deja aici. Linia vine exact, vine sub margine. În mod normal, sub margine nu se includ elemente, dar în situații excepționale se poate și asta. Deci, în primul rând, voi desena o linie tot așa de la o margine la alta, ținând tasta Shift apăsată să fie perfect dreaptă. Și pot să mișc, dacă țin Shift, pot să mișc mouse-ul în sus și în jos, în așa fel încât să mă asigur că mă duc doar până la margine, chiar dacă nu am margine aici. Ok, eu în acest moment am o linie care nu are niciun fel de culoare, dacă dau click pe altceva îmi dispare, dar este în continuare acolo. O să o selectez, vin și aleg o grosime de 2 puncte, cred că este suficient. Pot să scriu aici, uite, undeva un compromis, dau click, chiar dacă nu am valoarea în meniu, o să dau click și să scriu eu 2,5. Și culoarea, din nou venim aici și punem un tint de, să zicem, tot 20%. Și asta este linia. Și pentru text, nici nu e obligatoriu să facem o casetă de text, putem direct să selectăm niște text. Ctrl-C, copy, Ctrl-V, paste, și vedeți că îmi creează automat o casetă de text. Nu mi-o face unde vreau, dar pot să o mut, să o redimensionez, doar că trebuie să dau zoom out ca să pot să prind de margini. Și nici așa nu vrea, dimensionez înainte. O pun aici, din nou dintr-o margine într-alta, se lipește automat, o să o duc până la linia de sus, chiar sub linie, așa, și aici, din nou, avem fontul Avantgarde normal, doar că de data asta foarte mic, de 8 puncte. Probabil ați observat, avem doar 3 fonturi pe această pagină și deja este mult și am și o eroare sus, o să revin imediat la ea. Avantgarde, la textul de aici, la textul dintre cele două linii aici, la numele autorilor, la numărul paginii. Bodoni la titlu și celelalte 3 titluri mici. Și Garamond la moto sus și la citatul de jos. Acestea sunt cele 3 fonturi pe care le avem. Și aici, vedeți, textul este centrat și de asemenea avem câteva cuvinte care sunt mai bold și avem un cerculeț. Vom face cuvintele mai bold, vom adăuga cerculețele cum am adăugat aceste pătrățele de sus. Asta mai mică. Redacția dilema veche, selectez și aleg Avantgarde Medium. Ups, am pus Condensed Medium din greșeală. Aveți grijă la denumirea fonturilor. Avantgarde Medium. Vedeți, este Condensed Medium care este mai îngust și Mediumul care e normal, dar bold. Asta e adresa și de fapt am acolo și restul textului. Vedeți, la capătul acestei casete de text am un pătrățel roșu care mi-arată că este mai mult text în casetă decât în cape. Dacă aș face și fac asta caseta mai lungă, o să vedeți că am și numărul de telefon și e-mailul aici.
Să le pun pe același rând ștergând Enter-ul de la sfârșit. Și fac caseta mică înapoi. Telefon de asemenea este Avantgarde Medium. Și la fel și email. Și trebuie să punem un cerculeț aici, din nou type, glyphs, schimb fontul, ups, am dat din greșeală, clic în afară, schimb fontul în ITC ZAF Deng Bats și aleg de aici cerculețul, pun un spațiu în fața lui și încă o dată și aici. Și tot ce trebuie să facem aici e să ne asigurăm că rămâne niște spațiu între linie și text să nu arate urât și să centrăm textul. Activăm textul ca să îl centrăm și activăm caseta ca să aliniem textul la bază. Vedeți aici sus, dau Align Bottom. Bun. Și asta este aproape toată pagina. Mai avem câteva detalii foarte mici de rezolvat în videoul următor.